The Boys, sezonul 4, primele 3 episoade ce abia ce au apărut. Fără spoilere, o să vă zic părerea mea după ce am vorbit despre celelalte sezoane până acum. Primul mi-a plăcut, cred că cel mai mult în continuare. Doi mi s-a părut ok, dar mai jos decât primul, și al treilea mi s-a părut cam, nu știu, 2 și 3 au avut diferite probleme, diferite chestii. Puteți să vă uitați la recenzii care, na, care unele mi-au plăcut, unele mi-au displăcut, au stricat și au fost dezamăgitoare cu anumite personaje, Black Noir, mă rog, mai multe personaje mi s-au părut că nu s-au dus deloc la potențialul maxim, ba chiar a fost dezamăgitor cu ele. Homelander, care este unul dintre cele mai bune personaje negative din ultimii mulți ani, e în continuare sus acolo, e în continuare super amenințător și imprevizibil și psihopat și super, super bun personaj negativ, și cu el mi-a fost frică că sezonul 3 l-au cam, nu prea mi-a plăcut chestia cu Soldier Boy, la fel și acolo a fost dezamăgitor cu Soldier Boy, mă rog, au cam dat-o, parcă n-au știut, au dat-o de pereți un pic relația lui Butcher cu Fisu, cu fiul lui Homelander, cu whatever, mă rog, și foarte multe personaje, foarte multe relații și între personaje și construcții, foarte multe personaje, nu știu ce. Adică aici am ajuns la problema în sezonul 4, primele 3 episoade astea cel puțin. Mi se pare că încearcă să facă prea multe pentru prea multe personaje. Până acum parcă le-au gestionat destul de bine, nu se concentrau atât de mult pe unele, nu știu ce. Acum parcă se concentrează mai mult pe prea multe și unele chestii sunt forțate, ca să nu mai zic că multe chestii sunt forțate acolo înăuntru, de-astea cu rasism, cu chestii care, înțeleg că încearcă să fie de toate părțile, încearcă să fie echilibrat, știi, și să facă mișto și de aia și de aia și de toate genurile și nu știu ce. Mi se pare că e periculos de forțat, de woke, de parcă devine din ce în ce mai un personaj avea hinturi că ar fi gay, nu știu ce, și acum este super mega, da, să zicem că n-a venit chiar de nicăieri chestia asta și nu mă deranjează astea, orientările sexuale și whatever, și nu mă deranjează. Problema e când e super forțat și se duce dracu scenariu și e doar acolo pentru a fi, pentru că da, trebuie să devină normalitate. Bă, da, ok, înțeleg, nu trebuie să fim normali când vedem chestii de astea, pentru că există. Foarte bine, dar mult prea mult băgate, așa, băgate pe gât și fac mișto că ăia sunt rasiști, ăia, nu știu, m-am săturat de subiectul ăsta, nu mai suport, și la fel cum voi nu mai suportați ca eu să vorbesc despre asta, eu nu mai suport să văd ca să vorbesc despre chestiile astea. Mă rog, nu e atât de rău, dar e destul de rău, adică în serialul spin-off, cum s-a chemat, am și uitat, mă rog, ăla cu adolescenții, cu școala, cu universitatea, nu știu ce, facultatea, mă rog, ce dracu era, am și uitat cum se cheamă acum, nu vine, mă rog, ăla a fost, da, mai, parcă mai rău decât The Boys la chestiile astea, dar la fel, au arătat, știi, și aia, și aia, și ăla, și ăla, dar, iar periculos de, la fel cum și sezonul ăsta 4 pare periculos de să dea în chestia asta, în nebunia asta care e acum, o obsesie asta, și pe lângă asta mai e și exageratul ăsta cu violență, scârboșenie, nu știu ce, de dragul de a fi. Sunt multe chestii care, știi, de dragul de a le avea. Trebuie neapărat să arătăm ceva super scârbos, cel puțin o dată pe episod, că altfel nu e The Boys, nu e super edgy, știi, nu e curajos, știi, ba da, ok, mi-a plăcut chestia asta până acum, mi-a plăcut că e violent, mi-a plăcut că e, știi, limitări, dar trebuie să aibă și sens, știi, trebuie să aibă și un anume impact și sens în poveste, în scenariu. Mi s-a părut destul de haotic, dar sunt și chestii care mi-au plăcut. Iar au cam dat-o 180 de grade, se tot joacă cu fiul lui Homelander, cu Butcher, cu relația între ei, se tot amestecă, mă rog. De departe cel mai interesant și bun personaj este Homelander, după care este Butcher și restul sunt așa, știi, unele chestii sunt interesante, altele n-au
niciun sens și nu prea mă interesează multe de-astea povești secundare. Ok, o să se lege bine, toate sunt absolut fucked up, tragice și mamă ce vieți distruse au toți. Toți sunt, au crescut în, știi, niște condiții bolnave, toți au un trecut oribil și devine și asta un pic repetitiv și un pic enervant, poate un pic, știi, îmi scade plăcerea și interesul de a vedea dacă e prea repetitiv, dacă e, sunt prea multe personaje și nu au timp să le gestioneze pe toate și să mă facă să simt pentru toate și să... O să vedem, o să vedem. Nu e rău, dar mi-e frică în continuare de direcția de la sfârșitul sezonului 3 și în continuare cu astea 3 episoade din sezonul 4, iar mi-e frică un pic de direcție. Sper să o așeze bine. E ok deocamdată, după mine și pentru ce a vrut să fie. E gen, ok, sunt destule chestii de plăcut, sunt destule chestii interesante, suspans, nu știu ce. Sezonul ăsta, episodul 3, a avut un moment cu Homelander mai și cu Huey ăla, știi, în care gen de tensiune. Au fost câteva, adică scenele cu Homelander sunt în continuare foarte mișto și acolo trebuie să nici să nu exagereze, normal, dar acolo trebuie să, pe aia trebuie să se axeze. Pare că totuși nu îl pun în plan secundar, dar în același timp o fac prin atât de multe personaje care au probleme în relațiile cu foștii, nu știu ce, sau părinți, sau frați, sau știi, gen familie. Foarte multe. Nu mă deranjează să le arăt dacă contează la construcția personajelor, dar sunt prea multe, parcă, știi? Mă rog, părerile voastre, cum vi s-a părut? A fost prea exagerat cu chestia asta woke? A fost prea exagerat cu violența scârboșenii? Mă rog, n-a fost deocamdată, dar parcă, știi, numai în loc să gestionezi cum trebuie ca să aibă impact, parcă dacă tot vrei să fii... Hai să mergem pe ce le-a plăcut până acum. Da, ne-a plăcut până acum, nu știu, violența și Homelander și tensiunea aia și scârboșenia și nu știu ce și suspansul și așa, pentru că tocmai a fost făcut bine. Acum dacă ni-l arunci în față așa din 10 în 10 secunde, normal că nu mai are același impact. Ne-am obișnuit și ne așteptăm, știi? Înțeleg dacă are sens ce spun. Mai vedem. Părerile voastre în comentarii, sunt curios ce v-a plăcut, ce v-a displăcut până acum. Nu uitați să vă abonați aici și o să fiu plecat câteva zile de asta, nu știu dacă o să reușesc să ajung cu alte recenzii. Ce vreți să urmeze prima dată, să văd pe care apuc să le filmez și să le și editez până plec săptămâna viitoare. Vizionare foarte, foarte plăcută. Pupa, da, pa, da, pa, da, pa.